Pandemia a lovit puternic în rândul studenților. Fără ajutor financiar, mulți au renunțat la studii. Dar guvernul american a găsit o soluție pentru a-i sprijini pe tineri. Administrația Biden a șters creditele pentru studenți în valoare de 100 de miliarde de dolari. Alexandru Rădulescu este student la SNSPA, dar și la drept la Universitatea Nicolae Titu Maiorescu. Universitatea Titu Maiorescu, deși spune că nu ne putem compara cu Statele Unite, ar vrea să vadă din partea autorităților ceva mai multă implicare. Lăsând autonomia universitară să-și facă treaba, nu se justifică efectiv să încurajăm abandonul universitar, da? Nu școlar, abandonul universitar, pentru că unii studenți nu își mai permit taxele, nu mai pot să stea într-o universitate. Nu este vina lor că a venit această pandemie, într-adevăr, nici a statului, dar statul, spre deosebire de studenți, poate face ceva să-i sprijine. Avem și un exemplu pozitiv, Politehnica, din câte știu, a redus din taxe și n-a perceput nicio taxă la înscriere. În schimb, România nu are credite bancare pentru studenți și nici nu îi scutește de taxe. Existând autonomia universitară, sunt multe universități care au înțeles problema studenților cu taxă pentru a-și putea achita taxele de studiu. Nu toate universitățile, însă, din păcate, au înțeles această problemă și cele care au înțeles nu au avut capacitatea.